Farul Constanța trece de Steaua cu 4-1 și se califică în semifinalele Ligii Eliteror Under 17, o dublă manșă pe care o va disputa în compania Universității Craiova. Bravo, Mihai! Bravo, Daniel! Bravo, Dani! Bravo! Domnule Ochea, duelul decisiv din ultima etapă a play-off-ului Ligii Eliteror Under 17, 4-1 cu Steaua, victoria de care aveați nevoie pentru a vă califica în semifinale. Bună ziua! Da, o victorie pe care băieții au meritat-o din plin. Un joc pe care l-am pregătit foarte bine și echipa a arătat foarte bine și suntem fericiți pentru că am reușit să accedem în faza semifinală. Era presiune mare pentru că nu aveați altă variantă. Bineînțeles, nu aveam altă variantă pentru că în play-off am avut evoluții oscilante, 2-3 jocuri foarte bune, după care urma un joc mai slab. Asta ne-a dus ca la ultima etapă de play-off să jucăm calificarea în ultimul joc. Acum, cu moralul ridicat, cu siguranță vor evolua cu totul altfel în ultimul act, își doresc prezența mare finală. Bineînțeles că ne dorim, pentru asta am muncit întreg anul să ajungem să devenim cei mai buni. Ne abordăm jocul ca pe toate celelalte, încercăm să câștigăm și să ajungem în ultimul act. Dragoș, meci decisiv pentru calificarea în semifinale Ligii Eliteror Under 17, victorie importantă cu Steaua, felicitări! Mulțumim foarte mult! Da, a fost un parcurs de campionat foarte greu și ne bucurăm că am reușit să ne calificăm în ultima etapă și mergem în semifinale să câștigăm și să mergem în final. Ați avut emoții înaintea jocului? Da, emoțiile a fost un meci cu presiune, dar am reușit să o rezolvăm. Ați controlat meciul și v-ați impus la o diferență clară, acum urmează confruntările importante din semifinală. Da, am vorbit cu băieții, ne-am organizat, ne-am motivat și am intrat în teren să dăm tot ce putem să aducem cele 3 puncte. Andreas, 4-1 cu Steaua, victorie obligatorie de care aveți nevoie pentru a ajunge în pentul limba act al Ligii Eliteror Under 17, o victorie frumoasă și bucurie mare. Da, bună ziua, în primul rând, a fost un meci greu, echipa a jucat bine, s-au ținut foarte bine cu noi, chiar dacă nu eram motivați, dar am reușit să câștigăm. Nu aveți altă variantă? Da, normal, nu avem altă variantă, am intrat cu victoria în cap și asta ne-am dorit de la început. Putem spune că ai deschis drumul spre victorie. Da, am deschis drumul spre victorie, așa sper să o fac până la finalul sezonului și să câștigăm toate cele 3 trofee. Cum vezi acum duelul din penultimul act? Da, o să fie un meci foarte greu, dar o să ne motivăm și vrem să câștigăm și o să câștigăm.